Patricia Graure vă prezintă știrile HD365. Bună seara și bun găsit la știri! Termocentrala Paroșeni nu monitorizează emisiile de mercur și alte substanțe în aer, motiv pentru care Garda de Mediu a amendat societatea. Este nevoie de un aparat pe care, așa cum spun cei de la termocentrală, nu l-au putut achiziționa, din cauza că nu s-a prezentat nimeni la licitație. Dar cei de la Paroșeni spun că nu sunt depășiți parametrii din aer. Reprezentanții Gărzii de Mediu Hunedoara au încheiat la finele lunii trecute un control la termocentrala Paroșeni și, ca atare, au constatat că acolo lipsește un dispozitiv care poate să monitorizeze diversi compuși rezultați în urma arderii huilei. Acesta este și motivul pentru care comisarii de mediu spun că au amendat termocentrala. Le-am atras atenția de-a lungul timpului că trebuie să monitorizeze și acești parametri conform legislației europene. Momentul în care nu se respectă niște măsuri impuse prin autorizația integrată de mediu, noi dăm o sancțiune, trebuie monitorizați anumiți componenți chimici din emisii și dacă sunt posibil, să nu fie posibil, depinde ce combustibil utilizează. Da, au fost sancționați cu amende pentru că nu și-au făcut această monitorizare și normal, conform legii, pe lângă amende, se notifică agenția. Noi am făcut, am procedat conform legii, nu înseamnă o solicitare de închidere, nu. Noi atenționăm că nu s-au încadrat în cele scrise de agenție în autorizația integrată de mediu. Amenda este 80.000 de lei, din care se poate plăti jumătate din minim, minimul fiind 50.000, deci 25.000 de lei dacă plătesc în 15 zile. În replică, cei de la termocentrala Paroșeni, singura care mai produce energie în acest moment la complexul energetic Hunedoara, spun că nu au putut să achiziționeze acest dispozitiv. Deci, legislația de mediu nouă prevede monitorizarea mercurului. Pe lângă emisiile de sulf, dioxid de sulf, azot și pulveri, suplimentar prevede și monitorizarea continuă a mercurului. Aceasta a apărut în urma aplicării noii legislații. Noi, complexul energetic Hunedoara cu Sara Paroșeni, am încercat să achiziționăm această instalație de monitorizare continuă. Din păcate, la procedura de achiziție nu s-a prezentat nimeni. Procesul verbal, controlul făcut de Garda de Mediu, a evidențiat lista acestei monitorizări pe care o cere legislația. Rapoartele arată că niciodată nu s-au depășit acești parametri, spun cei de la termocentrala Paroșeni, și Agenția de Mediu urmează să monitorizeze emisiile de aici. Plină de gropi, cu șanțuri în care ajung diverse pâraie și deversări, unele chiar necontrolate. Așa arată drumul DN66A de la ieșirea din municipiul Lupeni și până la Valea de Pești. Dar va fi reabilitat, spune primarul din Uricani, care a primit asigurări că măcar licitația se va face anul acesta. DN66A începe la Iscroni și merge până la Câmpul lui Neag, până la Herculane. Și, dacă artera este bună de la Câmpul lui Neag încolo, între Lupeni și Valea de Braz este plină de gropi. Șanțurile nu au rigole, iar șoferii sunt nevoiți să ocolească tot mai multe gropi. Însă primarul se arată optimist. Am o adresă primită de la Compania Națională de CNAIRU, da? În care am primit o adresă, că anul acesta au prevăzut niște bani nu suficienți în bugetul de stat, documentația a fost refăcută, mai au de obținut câteva avize, autorizații, sperăm că anul ăsta măcar să facă licitația. Pentru porțiunea de drum de la Bărbăteni, deci la ieșire din Lupeni, intrare în Uricani, este vorba de 7,3 km până la Biserica Valea de Brazi. La final, așa cum a fost conceput proiectul, artera va fi una modernă. Tot exact cum ați văzut porțiunea aceea de la Ninoasa, cam pe modelul ăsta, adică totul, rigole, subtraversări, unde este cazul. Deci așa este în proiect, pentru că noi, administrația publică locală, am ținut foarte aproape de CNAIR și a fost o luptă mare să fie actualizat alți bani, pentru că acest drum a mai fost o dată scos la licitație în anii 2010.
Drumul este intens circulat de toți oamenii care fac naveta din vestul Văijiului, iar degradarea lui s-a intensificat în ultima vreme și din cauza celor care transportă lemn, ori a celor care au lucrat la închiderea minei Uricani cu mașini și utilaje grele. Studenții basarabeni din Petroșani au adunat ajutoare și au plecat cu al doilea transport la Siret. Sunt alături de oamenii care se refugiază din Ucraina și au ajutat cu ce au putut ei. Dar tot ei ne anunță că aceste acțiuni vor mai continua și le mulțumesc celor ce s-au implicat. Este pentru a doua oară de la începutul războiului în țara vecină când asociațiile studențești alături de Universitatea din Petroșani și sprijiniți de Fundația Județeană a Tineretului Hunedoara sunt solidari și fac minuni. Au plecat de la noi din județ deja două transporturi și studenții spun că în ajutor au venit zeci de oameni, plus studenții din Basarabia care știu limba și au ajutat nesperat de mult. Primul transport care a ajuns la vamă a fost al Fundației Județene de Tineret Hunedoara cu sprijinul nostru. Am făcut centru de donare și aici la Deva pentru a reuși să strânge cât mai multe lucruri. După care a doua mașină a plecat de la Petroșani, s-a oprit și la Deva să mai ia ce au mai strâns între timp. Și trebuie să ne gândim că mașinile au plecat la un interval de 4 zile și am reușit să ducem două mașini de transport pline. Studenții basarabeni au fost și ei acolo și au ajutat ca interpreți, iar ajutoarele au ajuns la oamenii care au nevoie de ele. Oamenii au fost deschiși. Voluntarii care deja erau acolo au fost foarte săritori pentru noi toți, dar persoanele care treceau granița erau destul de speriate și fericite în tot acest timp, că situația este foarte tragică și dacă nici în momente de acest gen nu putem să fim solidari și să încercăm să-i sprijinim cu cât putem, atunci noi ar trebui să renunțăm la statutul nostru pe care îl avem de oameni, pentru că oamenii ar trebui să se ajute între ei în permanență. Cei care vor să doneze încă o mai pot face la centrele de donare deschise la Petroșani, la Căminul numărul 2, dar și la Deva, la sediul Fundației Județene a Tineretului. Parângul Night Challenge a adus la poalele munților Parâng alergători din toată țara. Dar, deși au obținut performanțe notabile, nimeni nu a luat premiul cel mare, acel bonus pus la bătaie pentru doborârea recordului de timp. Dar a fost excelentă întrecerea, minunați competitorii, vreme rece și multă zăpadă. Parângul Night Challenge este competiția care de 9 ani a adus aici, în Valea Jiului, nume importante de maratoniști. Și totul a început cu competiția celor mici, puțin înainte de lăsarea serii. Așa cum ne-a spus organizatorul competiției, sportivul Avram Iancu, piticii s-au întrecut pe zăpadă, dar pe o distanță mai mică. A fost un traseu dificil și pentru cei mici, pentru că i-am pus să alerge 300 de metri pe același traseu a celor mari. Este foarte bine că au reușit cu toții, s-au animat, nu s-a lăsat niciunul, s-a văzut că au făcut ceva efort, dar ne bucurăm că la capătul efortului lor i-am putut premia pe toți cu medalii, cu diplome, cu dulciuri. Și la categoria cel mai mic concurent a câștigat o fetiță, ea fiind cea mai mică dintre maratoniștii mici și care a primit din partea unei concurente suma de 50 de euro. Daniela Șchiopu, care a oferit în plus un premiu de 50 de euro pentru cel mai mic participant. Deci iată, aduceți-vă, dragi părinți, copii la mișcare, în aer curat, pentru că puteți avea și astfel de surprize care sunt absolut gratuite. La concursul de alergare pe timp de noapte în sus, spre Parângul Mic, s-au înscris nume importante din rândul maratoniștilor și a sportivilor obișnuiți cu astfel de provocări. Iar Avram Iancu ne-a vorbit despre Crina Buzgan, care a venit să-și apere titlul ca în fiecare an. Eu dorim să particip foarte mult la Ultra Arctic. A fost prima persoană care, să zic, mi-a dat cele mai importante informații pentru Ultra Arctic. Pe parcurs a devenit o prietenie mai strânsă între noi. Anul trecut l-am susținut la Balaton. Din păcate s-a terminat cum s-a terminat, dar la următorul cu siguranță voi fi. De atunci am rămas în contact, am rămas într-o prietenie și lucrând și eu la un proiect tot cu copii,
am crezut că ar fi cel mai bine să particip la acest maraton, nu neapărat să înving, pentru că nu sunt o maratonistă de viteză, sunt mai mult pe ultra, dar am vrut să susțin un copilaș. La competiție au venit 61 de maratoniști și pasionați de acest sport. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Particip de asta, cred că e a 7-a oară. Nu ratez, e păcat să ratez așa ceva, da? Dacă e o dată pe an. Sperați, care e cea mai bună performanță? 2 ore și 10, ca bătrânii. Sunt de la Alba Iulia, îmi place foarte mult cursa, am fost și anul trecut și îmi place muntele în general, orice sport legat de munte. Asta este o activitate foarte frumoasă. E grea această cursă? Da, e dificilă, mai ales dacă vrei să scoți un timp bun. Trebuie să tragi puternic, cum sunt cursele de vertical, dar e foarte frumoasă. Sunt la a noua participare, adică am participat de la prima până la ultima. Ce important este că aici am început alergarea montană. Asta a fost primul meu concurs de alergare montană, acum 9 ani, și de atunci alerg într-una. De la an la an scade timpul? Depinde de traseu. Aici nu scade, aici depinde de profil, de cum e traseul. De exemplu, dacă nu este zăpadă, o să scadă timpul. Acum nu o să scadă, acum o să crească. Dar, printre concurenți, s-a numărat și Adrian Arhițulesei, recent întors din ultima lui cucerire a unui vulcan în lume. Trebuia să participi, mai ales că este un concurs organizat aici la noi, în Munții Împărâng. Pentru mine acest concurs este un bun antrenament, pentru că urmează în 22 martie, luna asta, să plec în Papua Noua Guinee. Deja mi-am cumpărat și biletele de avion. Sper să fiu sănătos și să pot să plec. La câte ediții ai participat aici? Este la a doua mea ediție. A doua ediție, da. Și obiectivul meu este să termin cursa sănătos și sper să ajung pe Părângul Mic undeva într-un timp aproximativ o oră. La final, cursa, care a fost una spectaculoasă, cu sportivi care au luminat cu lanterne întreg traseul, s-au stabilit și câștigătorii. Dar bonusul de 3.500 de lei pentru cel care doboară recordul de timp nu a fost câștigat nici anul acesta. Deținătorul recordului rămâne de 40 de minute și 52 de secunde. Cel mai bun timp a fost realizat de Andrei Sovereșan din Cugir, un alergător foarte bun, care a reușit să se impună cu timpul de 55 de minute. Ori recordul cursei stabilit în 2016 este de 40 de minute și 52 de secunde, deci aproape 15 minute mai lent a fost, dar bineînțeles că a fost și o zăpadă foarte mare în Părâng. Totuși, din cei 61 de competitori, au fost și învingătorii cursei de la ediția cu numărul 9. A câștigat la băieți Andrei Sovereșan, la fete s-a impus Crina Buzgan cu un timp excelent pentru fete, o oră și 9 minute, iar la schi de tur a fost imbatabil Suciu Ladislau din Uricani, un salvamontist foarte, foarte bun. Competitorii au avut de străbătut 4,5 km de traseu de urcare, peste 3 km pe pârtia B, apoi au ajuns în golul alpin și, la final, în Părângul Mic, iar de acolo au avut prilejul să vadă un spectacol absolut dat de locuitorii Văijiului. Asta pentru că de sus, valea pare un loc minunat, viu și feric luminat. Un spectacol excepțional a avut loc duminică la Palatul Cultural Lupeni. Au fost invitați de seamă, muzică bună și lumea a mai uitat de probleme. Cântecul de primăvară a bucurat pe toată lumea și a adus bucuria în suflet. Postul nostru de televiziune va difuza înregistrarea integrală a acestui eveniment. Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara a adus la noi, în Valea Jiului, Cântecul de Primăvară, atmosfera fiind întreținută de ansamblul profesionist folcloric Drăgan Muntean. Pe scenă au urcat pe rând Mihaela Istrate, Cristian Fodor, Aida Busuioc, Alisa Toma, Larisa Petruț, Cătălina Furdui, iar participarea tuturor a fost gratuită, grație celor de la Primăria și Consiliul Local al Municipiului Lupeni. Încântată de acest spectacol, super! Mulțumim pentru tot! Super! Ce v-a plăcut cel mai mult? Totul și dansul și soliștii, tot! Ne bucurăm după atâta timp
Foarte frumos. Foarte frumos, foarte frumos ne-a fost dor și am încărcat bateriile. Foarte frumos, foarte frumos. Ce v-am bucurat și noi. Tot ne-a plăcut. Foarte frumos. Îi mulțumim tuturor organizatorilor care ne-au oferit spectacolul ăsta frumos. Era dor și... după atâta timp. Am stat numai în casă, n-am mai ieșit niciunde. Frumos. Foarte frumos, ceva de vis. Ceva de vis. Excepțional, excepțional, și da. Să mai veniți, da. Să ne umpleți sufletul. Ne... O seară frumoasă de 6 martie la Lupeni, un spectacol organizat de Centrul de Cultură și Artă, Instituția Consiliului Județean Hunedoara, un cadou muzical pentru toate doamnele și domnișoarele din Valea Jiului și nu numai. Ne-am bucurat, așa cum ați văzut, de prezența publicului, de aprecierile oamenilor care au fost în sală. Personal mă gândeam chiar la titlul acestui eveniment, Cântec de Primăvară, care se dorește a fi, dacă vreți, un nou început și pentru partea artistică și pentru public, pentru că sper să fi trecut peste această perioadă în care artiștii au fost doar în sala de repetiții și iar publicul doar în fața televizorului sau a telefonului. Una peste alta vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat. Mulțumiri speciale primăriei Lupeni pentru găzduire și pentru tot ce au făcut în colaborare cu noi în această seară. Instituția noastră va continua o serie de evenimente despre care o să vorbim la momentul potrivit. Urmează evenimente în postul Paștelui la Deva și Petroșani, apoi urmează festivalul Concurs Drăgan Muntean, unul dintre cele mai importante evenimente de acest gen din țară. Vă așteptăm pe toți să ne fiți alături și încă o dată mulțumiri pentru tot! Înregistrarea integrală a spectacolului poate fi urmărită în emisiile postului nostru de televiziune, premiera fiind deja difuzată în această după-amiază. Știrile HD 365 se opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și mâine de la aceeași oră. Să aveți în continuare o seară liniștită și o săptămână plină de veselie!